Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip la Q&A mult așteptat de voi. Având în vedere că sunt un om foarte inspirat astăzi, nu știu ce intro să fac, așa să mai adaug de început, așa că să vedem ce întrebări mi-ați lăsat. Nu vreau, apoi văd că s-a răzgândit, ok, o să las. Întrebări. Mersi, eu chiar acum nu știu pe care să o aleg, cu care să încep. Văd că unul dintre voi chiar v-a păsat de mine și ați fost curioși și sunteți curioși cum o mai duc. E bine, în caz că nu știți, acum vreo 2 săptămâni m-am operat, mi-a scos o tumoare din mâna, din umărul drept, care nu știu cum căcat a apărut acolo, ci că putea să-mi apară la 5 ani, putea să-mi apară la 80 de ani când eram pe patul de moarte cu ciroza cu toate cele și atunci să se fi trezit asta să apară. E bine, a fost ghinionul meu să apară fix atunci. Și cum mă simt acum, mai bine mi-am scos firele. Acum am mâna pansată și nu prea pot, nu permite bandajul să o mișc, dar până să mi-o panseze, să-mi scoată firele, puteam să ridic mâna drept. Deci e ok, deci s-ar putea să scap de toate cele, că acum chiar nu mă mai doare mâna deloc. Mi-am luat, nici n-am mai luat calmante, am luat unul doar astăzi după ce am venit de la scoaterea de fire, că na, mă durea și pe mine, evident. Da, e ok, aflu, nu știu, cred că săptămâna viitoare sau când căcatul vine rezultatele, dacă pot trece prin pastile sau trebuie tăiată mâna și pusă din aia de robot ca în Dexter. La câți abonați ai început să crești constant? Păi cred că de pe la vreo 300 și ceva când mi-a explodat mie clipul ăla cu top 10 jocuri ai copilăriei. Am tot crescut așa și în fiecare zi mi-arată la acolo că am făcut 2, 3, 5, 10 abonați. Am avut și zile mai faine cu 254, dar alea rămân amintiri până la urmă. Ai vrut să te lași de YouTube din cauza hate-ului? Culmea, chiar nu prea am dislike-uri la videoclipuri. Am văzut că am un dislike constant la fiecare clip, în rest 50-60 de like-uri. Dar oricum, mare brânză pentru ăla care îmi dă dislike. N-am nimic cu el. O să te prind și o să te omor. Cine e? Ovidiu 666. O curvă! Îl iubești pe Iohannis? Imi sau Andragogan? Magda. Ce părere ai despre cei neinspirați de videouri care fac Q&A? Din partea mea, să-și dea delete la canal. Oare fetele blonde au părul de la P, arond, diez, semnul dolarului, procent blond? Ei bine, există o singură cale de a afla. Ce faci când te plictisești? Ce te face trist? Da, cam acesta și Q&A-ul. Eu sper că v-a plăcut, cam scurt, cam de fiecare dată cum am început să le fac de câteva luni încoace, pentru că se repetă întrebările, am întrebări repetitive și multe sunt handicapate pe acolo și în caz că vă întrebați de ce nu vă bag întrebarea în videoclip, pentru că probabil s-a mai răspuns la ea sau e o întrebare handicapată de probabil ar trebui să vă dau bloc pe canal la ce chestii puneți acolo, da, asta e. Eu sper că v-a plăcut și cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao, Liz.